Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Vărsător, 2020, ambițiile și aspirațiile tale pot fi cu siguranță realizate, anul îți va aduce noroc în profesie, poți atinge înălțimi fără precedent, cu toate acestea, vei fi obligată să-ți faci timp pentru muncă și pentru familie, pentru a combina aceste zone, armonia dintre luni va apărea dacă faci un efort, până în primăvară este posibilă stagnarea, dar vor apărea schimbări plăcute. După ce ți-ai pus o dorință la masa de anul nou, la mijlocul lunii ianuarie 2020 vei descoperi că, s-a întâmplat, de surprindere, nu poți să-ți dai seama imediat ce să faci cu fericirea fericirii și ce să visezi pentru celelalte 11 luni. Între timp, este important să te concentrezi pe noi planuri, deoarece începutul anului este una dintre cele mai favorabile perioade pe astrograma ta, când te trebuie să încerci să prinzi norocul de picior, cumpără un bilete de loterie, fă o propunere de căsătorie, investește bani în bunuri imobiliare, schimbă locul de muncă, poți efectua aceste acțiuni separat, sau poți face totul dintr-o dată, ești norocoasă asertivitatea și inițiativa apar cu până la începutul primăverii. Zăița fortuna este cu siguranță pe partea ta, dar în luna martie merită să reduci transformările. Indiferent de modul în care ai evacuat energia în perioada anterioară, încă nu ai avut-o destule pentru tot. Ca urmare, până la începutul verii, pot apărea conflicte la locul de muncă și la domiciliu. Stelele te sfătuiesc să rezolvi toate problemele dintr-o singură lovitură. Cel mai bine după ce te-ai îndepărtat de oraș sau chiar din țară pentru o perioadă scurtă de timp. Excursia promite cunoștințe interesante care te vor ajuta să netezești colțuri ascuțite în comunicarea personală. A doua jumătate a anului șobolanului de metal va fi saturată de schimbări în sfera de serviciu. În această perioadă ai șansa de a schimba domeniul de activitate. Dacă decizi, trebuie să o faci în tăcere și chiar mai mult, adică să nu distrugi toate punțile din spatele tău. Nu lăsa locul tău cu datorii, nu tăia toate cozile, îndeplinește-ți toate sarcinile stipulate în contractul de muncă și dă colegilor un tort delicios pentru a face despărțirea dulce. Contactele vechi vor fi totuși utile pentru tine păstrează cele mai calde relații. În decembrie, prietenii vor ieși în prim plan. În timp ce te bucuri de cumpărături sau întâlniri comune, nu uita că tot ce este bun, trebuie să fie moderat. Absențele zilnice de la domiciliu pot provoca apariția gelozii în a doua jumătate, amenințând să se transforme într-un scandal imens. Pentru a preveni războiul, de câteva ori, Inviteți satelitul în compania ta prietenoasă. Atunci harul se va întoarce în toate zonele vieții tale. Dragostea pentru vărsător în anul 2020. În general, te așteaptă un an calm și armonios în dragoste. Vei deveni mai înțeleaptă, vei acorda mai mult atenție nu aspectului exterior, ci conținutului intern al persoanei cu care comunici, dar nu fără interes. Aceste lucruri te va ajuta să eviți greșelile atunci când, tentate de aspectul spectaculos al partenerului tău, vei descoperi mai târziu că este o persoană goală și limitată pentru tine. În 2020, autoritatea ta în familie va deveni mai puternică. Soțul va fi mai dispus să-ți asculte poruncile și poți chiar să auzi mai multă deodată sau de două ori cum vorbește el cu mândrie prietenilor săi despre tine. Sublinii în punctele forte și avantajele pe care le -ai. dar acest respect te obligă la multe lucruri, să te conformezi a imaginii, să înveți mai mult, să înveți de la el toleranța și să te ocupi de gospodărie. Pe scurt, nu este atât de ușor să fii un lider moral al familiei, alegerea ți aparține. Locurile în care ar trebui să-ți expui eticheta de vărsător la preț redus dacă ești singură și dacă în mod evident cauți să construiești un cuplu, în 2020 vor fi școlile, bibliotecile și diverse cursuri. Aici nu numai că poți demonstra vastele tale cunoștințe într-un domeniu îngust, ci și să atragi un partener vrednic. Nu ezita să vorbești în public dacă ți se cere să citești un raport la un seminar sau o conferință de lucru, poartă cea mai bună rochie excentrică. Nu uita de un make-up futurist și îndrăznește să lupți. Desigur, la eveniment va fi prezent unul, unul singur, cel pe care l-ai căutat. Vei putea să-i atragi atenția nu numai cu cunoștințele tale, ci și cu aspectul tău șocant. Relațiile care apar ca urmare a unei astfel de întâlniri promise să devină foarte promițătoare și să conducă la căsătorie este important să nu scazi nivelul comunicării intelectuale sub impresia produsă prin discurs, cariera și banii pentru vărsător în anul 2020. La locul de muncă în 2020 te așteaptă victorii strălucitoare, ca apoi să suporți înfrângeri repetate, iar din punct de vedere al veniturilor va fi fie din gros, fie gol, dar vei putea menține echilibrul financiar. Aceste lucruri te va ajuta să nu intri în economiile de anul trecut, vei avea capacitatea de a echilibra costurile cu profit. Cheltuielile majore sunt posibile la mijlocul lunii ianuarie, dar banii cheltuiți se vor întoarce repede. În ultima săptămână din ianuarie, încearcă să nu împrumuți și să nu te lași convinsă să îi parte la chestiuni dubioase. În această perioadă fraudatorii pot fi deosebită de convingători. În a doua jumătate a lunii februarie, există o mare probabilitate de a primi un cadou mare. În niciun caz nu arunca cu bani. Toate cheltuielile și investițiile trebuie să fie bine gândite și calculate în această perioadă. Datorită aspectelor armonioase ale planetelor pe astrograma ta, în perioada dintre a doua jumătate a lunii februarie până în ultima săptămână din martie, este posibil să aibă loc contacte de afaceri ceea ce îți va permite ulterior să îi parte la un proiect profitabil. Cel mai probabil, această cunoaștere se va petrece departe de casă, într-o călătorie de afaceri sau pe drum. Prima jumătate a lunii aprilie este perioada ideală pentru finalizarea oricăror proiecte. Dacă reușești să ți îndeplinești toate sarcinile planificate pentru acest moment, acestea îți vor aduce un profit bun. În cea de-a doua jumătate a lunii aprilie, fă cumpărăturile cu grijă, din cauza grabei și natenții în, în această perioadă, vei deveni cu ușurință victima unei fraude, poți fi înșelată, poți cumpăra bunuri de calitate scăzută sau poți pierde certificatul de garanție. În vară, poziția financiară va începe să se stabilizeze. Cu o muncă minuțioasă, vei simți aceste lucruri din a doua jumătate a lunii iunie. În acest moment, venitul poate fi adus de activitățile sociale. În această perioadă, vei fi mai convingătoare decât oricând, vei fi sociabilă și vei putea să muți munții dacă vei fi sigură că munca ta va fi benefică pentru cineva. În luna august, o propunere atractivă de afaceri va fi primită. Ia-o în considerare, chiar dacă inițial pare o aventură. Stelele te favorizează dacă ești curajoasă și te vor ajuta în toate eforturile. În toamnă, vei începe în sfârșit să profiți de fructele incredibilelor tale eforturi la începutul anului. Veniturile vor fi stabile, îți poți permite să faci o achiziție mare, să investești în proprie dezvoltare sau educația copiilor. Viața de familie pentru vărsător în anul 2020 Deși nu ești cel mai familist semn al zodiacului, considerând căsătoria o alienare a libertății tale, apreciezi confortul. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 20, -20 și 29 ianuarie, ești foarte determinată și vei munchi chiar și în ciuda oboselii. Distribuie responsabilitățile și nu uita să mulțumești pentru ajutor, iar apoi din nou vei trage pătura asupra ta de cât timp nu ai fost la cinema, la cafenea sau la dans, ieși undeva cu întreaga familie sau o dedicăți timp numai pentru tine. Soțul plătește factura. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 30 ianuarie și 8 februarie, te dai dispărut în mod constant la locul de muncă și o ocolește enorm ca să ajungi la domiciliu. Acorde mai multă timp rudelor. Copii vor fi fericiți să vorbească de la inimă la inimă cu mama lor, iar soțul te ajută la treburile casei, încearcă să faci rezervoare la mare, să-ți îmbunătățești sănătatea și să nu stai numai la televizor. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 9 și 18 februarie, poți fi tulburată de confuzia financiară, calculează cu atenție raportul venituri-cheltuieli, Probabil ai suficient pentru tot. Modificați imaginea, cumpărați un lucru nou și soțul și copiii vor aprecia. Sănătatea pentru vărsător în anul 2020. Fă exerciții fizice cu același zel ca și munca preferată. Trupul îți va fi recunoscător. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 20, -20 și 29 ianuarie uneori trebuie să te deconectezi de locul de muncă și de familie. Aceste lucruri te ajută să te recuperezi și să uiți problemele. Întâlniri cu prăjituri, cină târzie, gustări dăunătoare, uita de acestea. Trebuie să oferi energie corpului, nu plăcere stomacului. Începe o dietă sănătoasă și bea doar apă, uită de carbogazoasele cu gust fructat sau cele cu aspecte de petrol. În afara sezonului, Pot apărea problemele spinării și răcelile. întărește spatele, fă exerciții de întindere. Sala de gimnastică nu a ucis pe numeni. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 30 ianuarie și 8 februarie, greutatea în exces îți oferă un bonus, dezvoltarea bolilor asociate, circulație sanguină proastă la extremități, probleme ale articulațiilor genunchilor și coapselor. Nu înțelegi încă problema. Timp de 5 zile pe săptămână fă 40 de minute de sală, sau una și apoi sală. Pregătește mese dietetice, da doar apă și sucuri proaspete. Nu va fi niciun rău în asta, excluzând disconfortul stomacului și a papilelor gustative. Fă efortul gigantic de a reînvăța mersul pe jos, mai multă de 500 de metri în afara târgurilor și molurilor mersul pe jos nu a rănit pe nimeni. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 9 și 18 februarie, va trebui să înveți să iubești salata verde, feluri de mâncare cu o mulțime de fructe și legume, mănâncă o varietate de cereale și produse lactate, în cantități rezonabile de sigur. Ține-te cu dinții de dietă și nu te întoarce la frigider pe timp de noapte. În schimb, Înainte de a merge la culcare, fă o plimbare în cel mai apropiat parc și asigură-te că folosești zilnic abonamentul la sala de gimnastică. Nu căuta să te epuizezi pe banda de alergare, ai nevoie de exerciții ale abdomenului și coloanei. Începe cu sarcini mici pentru a nu perturba corpul. Propuneți un plan de 300 de zile pe an și realizează-l. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!